Uf, o să vedeți în scurt timp, sper, interviul lui Tănase. A fost declarat omul meciului. A înscris golul cel de la FCSB. Meciul s-a terminat 1-1, după cum știm. De partea cealaltă, în fine, pe Dinspor 2, Parma a luat bătaie 3-1 de la Milan. Și o situație rea, dar Tănase a venit la interviuri extrem de montat pe arbitraj. Și a spus niște lucruri pe care, sincer, o să le ascultați încă, nu le-am mai auzit de mult de la un jucător atât de apăsat, constant și agresiv. Sigur, nu cu vorbe care nu sunt în regulă, că Tănase nu face chestii de genul ăsta, îl știm, dar cu o luare de poziție care ar putea să îi dăuneze. În fine, o să vedem șut deocamdată la interviu. Minge lungă și a fost un meci de luptă și din păcate din acest motiv nu am putut să câștigăm. Nu avem nicio scuză, noi am venit la victorie, dar e un adversar de play-off cu, în primul rând cu adversarii de play-off este foarte greu, dar cu toată lumea din campionat este un meci greu. Dezamăgiți că n-ați reușit să câștigați acest ultim meci ca să nu mai stați cu emoții mâine seară? Da, normal că suntem dezamăgiți. Ne doream foarte mult victoria, voiam să ne îndepărtăm puțin de CFR și de Craiova, că au meciul direct. Voiam să avem o victorie importantă și să intrăm de pe primul loc. Acum o să așteptăm și o să vedem ce o să se întâmple. Vă îngrijorează oarecum statistica? Pentru că de fiecare dată echipa care a terminat pe primul loc a și câștigat campionatul. Iată, din nou, FCSB riscă să piardă primul loc. Noi ne dorim să terminăm pe primul loc, dar eu nu cred că contează foarte mult cine intră de pe primul loc, pentru că în play-off se joacă foarte, sunt meciuri foarte puternice și poate să câștige oricine și nu contează. Cum veți aborda meciul cu CFR din Supercupă? Am văzut o altă față a CFR-ului în ultimul meci cu voi. De fapt, am văzut și o altă față a voastră în meciul cu CFR și după au urmat aceste două egaluri. Noi fiecare meci îl abordăm, fiecare meci la victorie. Suntem echipa de pe primul loc până în acest moment. Am meritat până acum să fim acolo și la fiecare meci mergem la victorie și cred că o să facem un meci foarte bun. Tu cum te simți? Te așteptai să te impui ca titular, să fii atât de lăudat, să ți se ofere atâta încredere? Eu mă pregătesc cât de bine pe la antrenamente și dacă mister consideră că trebuie să joc, eu încerc să dau totul pentru echipă și să ajut echipa cât mai mult. Te ambiționează vorbele patronului, probabil ai auzit și tu că nu da. Trebuie să lipsești de la națională. Da, eu trebuie să arăt pe teren ceea ce pot și să dau tot ce am mai bun și ca să merit să joc aici în primul rând și după aia să vedem. Veți ține pumnii Craiovei? Pentru noi e important să câștigăm noi meci de meci și la final o să fim 100% campioni. Da, dar trebuie să terminați pe primul loc. Da. Și n-ați reușit să o faceți singur, ați ratat această ocazie și în meciul cu Craiova și în această seară. Ați avut practic două ocazii. Da, pot să zic că o să ținem cel puțin la un egal să fie și noi o să încercăm după aia să câștigăm fiecare meci în parte și sunt sigur că o să ajungem campioni atunci. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. A, facem așa, avem sigur Real Barça, o să discutăm la ora 22 în direct pe Disport. Este regalul acestei săptămâni, chiar dacă capul de afiș al acestei etape în Liga 1 este Craiova CFR mâine seară. O să avem declarații în continuare, îl păstrăm pur la bon bouche, la très bon bouche pe Tănase, o să discutăm ce a spus el. Vă ținem într-un pic de suspans, dar vin celelalte declarații, Ilie Dumitrescu și Cristi Giambașu. Nu o să zicem nimic despre ce a spus Tănase, pentru că noi știm aici, dar trebuie să-l ascultăm. După aceea, ușor, ușor. Șut trebuie să nu lipsească de la națională, Ilie? Facem noi selecția, într-adevăr. El a avut continuitate la FCSB. A făcut-o Gigi Becali. Cum? A făcut-o Gigi Becali, el a spus. Da. Și eu ce trebuie să comentez? Dacă selecția e, făcută de Gigi Becali? Sau ce? Nu, dacă ești de părere că trebuie să nu. Mai are foarte mult de muncă, Șut, ca să facă pasul la echipa națională. Cristea să-l ascultă. Nu știu dacă am fost dominați. Au avut și ocazii, ne-am creat și noi pe final la niște faze fixe ocazii. Știam că ne așteaptă un meci extrem de greu, cum a fost și în meciul din tur, dar atât s-a putut în seara asta. Ne dorim să înceapă play-off-ul și să începem cu dreptul, dar până la play-off avem un meci Supercupa joi. Ați avut 6 meciuri în care nu ați luat gol, păreați o defensivă de fier, să spunem așa, iar astăzi ați luat un gol din fază fixă. Povestește-ne cum de s-a luat acel gol. Că a fost și o bâlbâială acolo, s-a dus mingea în bară. La marcaj avem, la fază fixă avem oameni în marcaj, nu știu cine era cu Șafranco, mi se pare că a dat golul, nu știu cine era cu el. Se întâmplă și noi, eu am avut, cum ai spus și tu, 6 etape fără să primim gol. Asta este, mergem mai departe. Nu vă îngrijorează oarecum această formă din ultimele două meciuri?
Nu, eu zic că nu ne îngrijorează. De ce să ne îngrijoreze? Dacă luați ultimul meci, nu cel cu Craiova, cu CFR, toată lumea zice că suntem campioni deja. Și eram aceiași băieți, aceeași echipă. Așa, asta este. Știam că ne așteaptă meciuri grele și cu Craiova și cu Sepsi, și sunt meciuri care știam că echipele sunt în play-off. Și asta, ne dorim să câștigăm prima etapă din play-off. Urmează Supercupa, un trofeu pus în joc. Da, tot cu CFR. CFR-ul probabil vrea să-și ia revanșa după ceea ce s-a întâmplat în ultimul meci. Și noi vrem să ne luăm revanșa anilor trecuți. Vrem să câștigăm trofeul și să mergem mai departe. Tu cum te simți acolo în apărare când tot timpul ți se schimbă colegul? Că astăzi cred că ai avut 3 colegi. Da, ne obișnim din antrenamente la antrenamente. Suntem fiecare cu fiecare, ne schimbăm mister la antrenamente, ne pregătești pentru orice soluție. Exact cum s-a întâmplat și astăzi, o trebuie să iasă și Miron, pe urmă și Darius. Sperăm să nu fie accidentări de lungă durată. Ai încredere că puteți termina sezonul regular pe primul loc? Da, de ce nu? E un meci extrem de greu și pentru CFR cu Craiova. Sperăm să facă și ei un egal și terminăm pe locul 1. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Da, dacă va câștiga CFR la Craiova, atunci FCSB cade pe 2. În orice altă situație, FCSB începe play-off-ul de pe locul 1 cu un avantaj, v-am spus, numai practic de puncte, că n-ar fi foarte multe, sau în fine, n-ar fi enorm de multe, dar pentru că enorme, dar pentru că există psihologic un avantaj. Cristi, ziceai despre cum l-a depășit Șafraco pe Cristea. Da. Îngrijorător în perspectiva marilor bătării din play-off. Da, ușor, adică foarte ușor, dintr-o fentă, e adevărat, Șafranco a jucat bine tot meciul, el a reușit să dea și golul, da. N-a mai finalizat cum trebuie, adică pe măsura acțiunii pe care a avut-o. Da, poate, adică mai, din poate asta vedem scurt, faza așa, din minutul 60, ăsta e golul lui, da. E o problemă pe zona centrală la FCSB, adică este o problemă și cu Miron când este în teren valid, uh-huh, și cu Iulian Cristea. Iar Iulian Cristea a spus un lucru care pe mine mă contrariază la interviul ăsta care tocmai s-a terminat. Dom'le, nu cred că antrenorul face tot felul de experimente la antrenament, adică să schimbe cuplurile de fundaș central. Sau dacă face, de așa arată atât de rău defensiva FCSB-ului pe zona centrală. Cine știe ce exerciții fac în care poți să mai schimbe? Normal, ideea este să omogenizezi un tandem, un cuplu de stoperi. Da, dar la câte accentări sunt și pe final de sezon. Nu, aici mi se pare ceva, nu știu, Ilie ne poate spune, ceva strigător la cer, pentru că pot apărea accentări și atunci trebuie să fie și ceilalți oameni cumva prinși în angrenajul ăsta. Faci tot felul de exerciții, nu? Cu fundași centrali. Este clar că dar am multe variante. Noi semnalam de foarte mult timp că în echipă sunt doar doi fundași central, așa că poți să-l muți pe Ovidiu Popescu sau pe Nedelcu un fundaș central, da, există posibilitatea asta. Sau pe Ovidiu, Ovidiu Popescu, da, sau pe Nedelcu. Da, sau pe așa cine o fi pe acolo. Da. Dar clar că fundaș central de profesie nu ai. Ai doar de față. Ai decât... Ai doar, hai doar să pe, spunem pe Miron pe, și deși... Pe Cristea, valid. Miron e accidentat. Să vedem cât timp va fi accidentat, ce s-a întâmplat, cred că și asta e important din perspectiva play-off-ului. Aganovic, îl prindem pe finalul interviului, să vedem. Nimic, a fost un meci prost din partea noastră, l-am uitat, cred că acum suntem pe drum bun. Ce urmează pentru Șepși în acest play-off? Urmează să ne batem pentru fiecare punct, urmează să motivăm pentru un loc mai bun în clasament. Asta e, ne uitam sus, fiecare meci l-am luat parte și asta e. Pe cine veți încurca în play-off? Nu ne interesează. Noi suntem Sepsi și OSK și jucăm pentru noi, pentru orașul și suporterii noștri, asta e. Știi că sunt acele discuții. Nu mă interesează, sincer, pentru mine personal nu mă interesează. Că echipele mici sunt împărțite, unii cu FCSB-ul, alții cu CFR-ul. Nici nu mă uit la așa ceva. Nici nu mă uit. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, Sepsi și-a revenit, într-adevăr, felul în care putea să câștige. Suntem de acord că putea să câștige meciul ăsta? Așa cum a arătat ultima jumătate de oră, da. Se pregătește Mitrea. Și ne pregătim și noi să revedem călcâiul lui magic. După ce Mitra l-a însoțit în prima repriză pe Tănase, într-un mod care, în fine, n-a fost bun pentru echipa lui, acum a avut o super... Nu i-a fost chiar pasă de gol, dar aproape. În afară de schimbarea de atitudine clară a lui Sepsi, care a fost o echipă mult mai ofensivă, cred că s-a cunoscut faptul că a ieșit Olaru în primul rând.
Să o stăm pe Mitrea. După ultimele voastre prestații? Da. Bună seara. Neașteptat, că exact cum a spus, după ultimele două meciuri. Dar voiam să ieșim din această perioadă. Am vrut, clar, vrei să demonstrezi cu echipele care sunt fața ta că meriți să le depășești sau să joci de la egal la egal cu ele. Povestește-ne puțin cum ați luat golul, că și-a luat Tănase acolo viteză pe lângă tine. Da, a fost meritul lui, neatenția noastră și ne-a taxat. Dar ați început destul de greu meciul. A venit da, un meci are 90 de minute, clar. Uite, noi am început mai greu, dar l-am terminat bine. Ei l-au terminat invers, nu? Poate l-am început bine și pe parcurs, ușor, am avut mai multe ocazii, am fost mai periculoși, un pic mai atent și clar că puteam să câștigăm astăzi. Aceasta este fața pe care o să o arate Șepși în acest play-off? Clar. Noi am jucat, dacă vă aduceți aminte, toate meciurile care le-am jucat cu primele trei echipe din clasament, am făcut meciuri foarte bune. Am pierdut nemeritat două dintre ele, dar am jucat super bine, deci nu avem de ce să ne simțim inferior lor. Ce vă propuneți? Ce loc poate să toți, clar. Avem ceva de pierdut. Vrem să demonstrăm că suntem buni, suntem jucători cu experiență, cu valoare și clar, vrem să ne batem pe toți. Vedem dacă putem. FCSB-ul, cum ți s-a părut față de echipa la care ai jucat și tu? Față de cum aș face o comparație față de tur, puțin mai slăbuț decât în tur, clar le lipsește Coman, Man, care erau jucători foarte periculoși, dar în continuare, ați văzut, dintr-o fază ne-au dat gol și puteau să obțină cele trei puncte dacă aveau puțin noroc, nu? Și mențineți și pe cei de la CFR în această luptă pentru... Primul nu loc. Ne interesează. Sincer, nu ne interesează cine cu cine câștigă, care cum. Noi mergem să-i batem pe toți. Atât. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Succes. Cu plăcere. Olaru, spunea Cristi Giambaș și Ilie. Olaru, absența lui s-a văzut. De acord? Da, este un jucător a fost un jucător foarte activ. Un jucător care apare foarte bine din a doua la finalizare, creativ. Ar trebui să ne obișnuim încet încet cu imaginea asta a FCSB-ului. O echipă care... Nu mai are aceeași consistență pe faza ofensivă. Mai spun o dată, Tănase, va fi un super complicat pentru FCSB în acest play-off. Tănase, îl vom asculta, îl vom vedea. Trebuie să se termine seria de interviuri, evident, te vine și Toni Petrea. Virulent, agresiv în sensul criticilor, nu în sens pur verbal, la adresa arbitrului Ioan Cărici. De fapt, la adresa mai multor arbitri, atenție. Face o vizită, mai mulți arbitri, să-l ascultăm pe... Să-l ascultăm pe Toni Petrea. Domnule Petrea, v-am văzut la finalul meciului stând așa pe bancă, puțin cam gânditor față de alte meciuri. De ce? Bună ce seara. Vă dă de gândit? Hai, mai în primul rând faptul că am doi accidentați după acest joc, pe care nici n-am reușit să-l câștigăm. Și asta mă preocupă foarte, foarte tare, să vedem cât de grave sunt accidentele lor. Și din cauza aceasta. Mare parte. Iată apărarea care 6 meciuri n-a încasat niciun gol. Astăzi a venit iar un gol din fază fixă, vechea problemă. Fază fixă, vechea problemă. Da, a fost o minge aruncată în careu, bară, respinsă de Vlad. Oarecum norocos golul. N-a pot să spun. N-a fost o fază lucrată, să zic că am primit un gol dintr-o fază lucrată. Cine știe ce combinații sau ceva. A fost o bâlbâială în careu. După un corner, într-adevăr, care am primit un gol. Iar la 1-1 practic s-a jucat așa mai mult cu mingii lungi și puțin din partea lor. Noi am încercat să revenim în joc și ne-am mai creat câteva situații de a marca, dar n-am reușit să o facem, din păcate. Bun, și acum vine și Supercupa pe care o veți aborda fără doi jucători foarte importanți. Să vedem, sper să pot să mizez pe cineva dintre cei care avem accidentați. Vom vedea zilele următoare situația lor și cât de grave sunt accidentările lor. Da, ne pregătim de Supercupă, ne pregătim de play-off cu jucătorii care avem la dispoziție. Trebuie să strângem rândurile și trebuie să facem maximum ceea ce putem face. Este totuși un trofeu pus în joc. Într-adevăr, normal, cred că oricine și-l dorește să câștige această Supercupă ca jucător, ca antrenor, ar fi o performanță. Ne vom gândi la meciul de joi, începând de mâine. Ce vă îngrijorează după aceste două egaluri consecutive?
Nu pot să zic că mă îngrijorează ceva anume. În perspectiva anume, play-off-ului. Da, mă îngrijorează accidentările. Am avut destul de multe accidentări și la echipa a doua și jucătorii care i-am trimis la echipa a doua și chiar și din primul 11 și asta e preocuparea pe care o am în momentul de față, să găsesc soluții, să refacem cât mai repede putință și în situația în care nu vom putea să recuperăm, să găsim soluții cu ce jucători mai avem disponibili. Dar jocul echipei nu vă îngrijorează deloc? Cred că am avut o exprimare rea, nici astăzi, nici la meciul cu Craiova. N-am reușit să marcăm atât cât ar fi trebuit, cât ar fi la situațiile pe care le-am avut. Rămâne de văzut. Play-off-ul va fi foarte disputat cu siguranță și cu echipe bune. Și așa cum am spus, cred că echipa care va gestiona cel mai bine această perioadă va avea câștig de cauză. Dar iată că trăiți cu emoții această ultimă etapă, pentru că puteți pierde primul loc dacă CFR-ul va câștiga la Craiova și ajungeți, iată, în ipostaza de a fi fanii Craiovei. Da, da, într-adevăr, am putea pierde primul loc temporar, dar, așa cum v-am spus, totul se va decide în play-off. Acolo vor fi alte jocuri, altă miză, practic, un alt campionat și acolo se va decide titlul de campion. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Seară bună! Toni Petra n-are încredere că va rămâne pe locul întâi. Așa a spus, suntem pe primul loc temporar. Adică depinde de meciul, de rezultatul meciului. Păi, CFR cu... Dacă bate CFR-ul mâine, trece? Păi da, dacă există două șanse să nu bată din trei. Adică se poate întâmpla înfrângere, CFR, dar există și posibilitatea să nu sau victorie până. Și atunci nu mai e temporar. Ești pe locul întâi. Adică e interesantă povestea asta. Câteva lucruri de discutat, Ilie, până când apare Leo Grozavu. Luăm o pauză și pe aceea fulminantul Tănase. Tu ai înțeles schimbarea celor doi Popescu în același timp? Eu nu înțeleg altceva, adică ai nevoie de jucători creativi. Octavian Popescu poate să-ți facă ceva. Panțelul este un jucător cu capacitate de efort mai mare ca Octavian Popescu. Deci în momentul când faci schimbarea asta, cumva faci puțin, te retragi. Adversarul a pus presiune și încerci cumva să echilibrezi în zona de mijloc. Deci ții de rezultat. Nu pare, da. Nu pare schimbare defensivă sau nu par schimbări defensive? Asta am spus. Da, n-am... Da. N-ai înțeles asta. Nu că nu ai înțeles. La 1-1. Fiecare de acolo l-a văzut diferit, probabil că... N-ai văzut oportunitatea asta mai degrabă? Tu crezi că ar trebui să forțeze victoria? Te-a schimbat și Moruțan atunci. Ca să închidă bine pe ambele flancuri, nu? Ca să Moruțan care a început să se vadă de-abia după minutul 70 în joc. Și asta a fost o problemă. Asta spun că ar trebui să ne obișnuim puțin cu imaginea asta a FCSB-ului, care nu mai are consistență pe faza ofensivă. Așa mi se pare de... Păi da, fără Mar, fără Coman acum. Da. Moruțan care nu funcționează extraordinar de bine, Tănase merge... Nu ai în echipă jucători de genul ăsta, devii o echipă normală, o echipă previzibil, bine organizată, o echipă care stă bine din punct de vedere fizic, dar nu pe o sclipire, pasa lui Octavian Popescu pentru Tănase. Uh-huh. Dar o să vedeți că eu consider că vor avea probleme în play-off. Leo Grozav. Pe poartă. Bună seara, echipă, domnule Grozavu. Bună seara. Să vă felicit pentru acest punct? Nu. Nu, băieții merită felicități pentru atitudine, pentru modul cum s-au mobilizat cel puțin a doua repriză. Am arătat din nou spirit de luptă, sacrificiu și am fost răsplătiți cu un gol. Cred eu că am fost mai periculoși astăzi decât FCSB-ul, dar, într-adevăr, o echipă bună. Ați luat și gol destul de repede de la Florin Tănase. Specific, nu. O fază care nu anunța nimic, o minge ușor de anticipat, o minge pe care am lucrat-o, ca să spun așa, știam la ce să ne așteptăm. Din păcate, se întâmplă la joc. Acum nu putem fi supărați pe lucrurile astea, pentru că am reacționat. Chiar dacă mai greu, prima repriză n-am avut foarte multă claritate, acțiunile noastre s-au desfășurat destul de anevoios, am dus mingea greu în careu advers, am avut o lovitură de colț care putea să se soldeze cu un gol, n-am avut șansă la bara lui Buena. După a doua repriză cred că am reușit să arătăm mult mai bine. Sunt mai aproape de ceea ce ne dorim noi pentru o partidă de play-off. Ați făcut și două schimbări la
pauză au fost tactice sau v-a nemulțumit atitudinea? Bineînțeles, nu putem să spunem așa ceva. Nu, din punct de vedere tactic am mutat pentru că era normal. Aveam nevoie de jucători, eram conduși, aveam nevoie de jucători care mai dinamici, care se mișcă mai mult, care sunt mai combinativi și am reușit, nu știu dacă neapărat cele două schimbări, pentru că echipa a reacționat foarte bine. Da, mai ales că a venit și acel gol imediat după pauză. Da, tot o fază fixă a fost și acolo. Cred că am avut alte situații foarte clare. A avut Aganović, o minge foarte bună. A avut și Franco la final. Cred că putea să scoată mai mult din acea minge. Am a doua repriză, eu zic că am fost mai periculoși. Prima repriză, prea puțin. Fiecare tabăr a avut ceva de reproșat arbitrilor. V-am văzut și pe dumneavoastră puțin nervos, ați luat și galben. Nu, nervos. În febra jocului, știți cum e, fiecare își dorește să câștige. E normal, să mai acumulează tensiune, dar nu a fost vorba de nervi. Cred că suntem destul de civilizați în așa fel încât să nu depășim o anumită limită. Aceasta este fața pe care o va arăta Șepși în acest play-off? E greu de spus. E greu de spus, pentru că fotbalul ne-a demonstrat de atâtea ori că e foarte imprevizibil. Sunt jocuri și jocuri, depinde de starea de moment. Noi sperăm să arătăm și mai bine. Acum, sigur, rămâne de văzut. Dacă regăsim spiritul ăla de grup pe care l-am pierdut la ultimele două jocuri, eu cred că suntem o echipă incomodă. Mai mult nu vreau să spun. Vom vedea. Cele două confruntări cu FCSB-ul ați avut acest spirit de luptă, atitudine, da, agresivitate. Da, e normal. Atunci i-ați încurcat de două ori. Nu i-am încurcat pe ei. Noi am încercat să ne facem nouă bine, nu să încurcăm pe alții. Că nu e asta scopul nostru, să încurcăm pe cineva. Ne dorim să facem puncte, ne dorim să performăm și noi. Suntem jucători profesioniști, suntem oameni care pentru asta trăim, pentru profesie și e normal să ne dorim și să câștigăm. Mulțumesc. Cu multă plăcere. A avut o discuție lungă, aparent amicală la final cu Iulian Călin, Leo Grozeavu. Luăm repede pauză, ne așteptăm mai tufandale. După declarația fabuloasă a lui Tănase, meciul Real cu Barça, ce meci, la ora 22 și câteva alte chestiuni. Întoarcem repede, repede. Pentru că, după părerea mea, puteam să ne desprindem, să facem 2-0. Dar... nu am reușit și din cauza arbitrului. Eu nu știu cine analizează prestațiile lor, pentru că ne-am săturat și noi. Nu mai putem să jucăm cu asemenea arbitraj. Bănuiesc că e supărat, mai ales din cauza acelei faze în care ai fost și tu implicat din minutul 65. El dă fault în atac și mi-a rupt piciorul. Nu știu cum vă explica și toate, multe faulturi. A fost totuși un vreau să analizez cineva, de câte ori ne-a arbitrat Călin. Și de câte ori a greșit împotriva noastră. A fost și un joc foarte dur, cu foarte multă ambiție, deși pentru voi părea un meci destul de ușor, ținând cont de golul marcat, de cum l-ai marcat, pentru că ai trecut foarte ușor de fundașilor. Trebuia să fie un joc ușor. Asta este și părerea mea, dar... când arbitru îi lasă să aibă asemenea intrări, auturi, invers, nici nu vede, nu e poziționat cum trebuie, dă așa după ureche, îi zice arbitru de rezervă ceva, nici nu ascultă. Ce să facem? Și cu atât mai mult ați și pierdut doi oameni după acest meci. Da, aceasta este pierderea cea mai mare din seara asta. Sperăm să-și revină cât mai repede, pentru că avem nevoie de ei. Acum, nu avem un lot așa de numeric. Acum urmează Supercupa, un trofeu pus în joc. Da, ce așteptări aveți? Ce așteptări să avem? Să vedem cine ne mai arbitrează. Ești îngrijorat? Bârsan, Călin și cine ne mai arbitră? Cojocaru. Dar ești puțin îngrijorat și de prestațiile voastre după această pauză? Nu, de ce? Pentru că ați făcut două egaluri. Craiova, astăzi. N-am pierdut niciun meci. Puteam să le câștigăm pe amândouă. Mai ales pe acesta din seara aceasta. Florin Edi Ordănescu, după meciul din campionat, de fapt, înainte de meciul din campionat, a dat de înțeles că ți se va face o ofertă din partea celor de la CFR. Ai accepta să te duci la o rivală a FCSB-ului în campionat? Nu se pune problema de așa ceva. Eu mai am contract cu Steaua, încă un an și ceva.
îmi doresc să plec în străinătate. Îi mulțumesc pentru că mă apreciază, dar poate în altă parte vom putea lucra împreună. Locul întâi este în pericol în acest moment. Țineți pumnii Craiovei? Nu. Cine e mai bun să câștige? Noi trebuie să jucăm cum am făcut-o în unele momente și în această seară și cu siguranță vom câștiga multe meciuri. Bun, cineva să analizeze de câte ori e arbitrat Călin, așa a zis, da? Păi m-am uitat eu aici, că e un site unde îți arată pe cine și cu ce rezultate a oficiat arbitri. E cel a arbitrat... Coljucaru, Bărsan și nu, Călin. Despre Călin a zis. Și da. De Bărsan și... Nu, a zis în alt context. Era întrebarea asta a fost, să analizezi... Prima dată, asta a zis. De câte ori ne-a arbitrat Călin. Așa. Călin i-a arbitrat așa, a arbitrat acum 5 etape la FCSB Gaz Metan Media și 1-0. I-a mai arbitrat, stai să mă uit, stai că trebuie să dau mult înapoi, dom'le. Mai dăm, mai stăm, mă iertați, stai. A, pe 6 decembrie 2019, e ceva timp de atunci, la FCSB Gaz Metan Media și din nou 2-0. Să o mai duc. I-a arbitrat la AFC Botoșani FCSB câștigat de FCSB. Evident. Când a câștigat? O dată, să nu știu că Botoșani nu trebuie să ne gândim prea mult. Și după aceea... Să măresc suspansul și eu, da. Da, după aceea dacă putem să mergem... A, am mai arbitrat un Sepsi Sfântul Gheorghe în 22 iulie 2019, acum aproape 2 ani deci de zile, 0-0. Au fost arbitrați în concluzie, au fost arbitrați de Iulian Călin de 2 ori în 2020... Sau de 3 ori în 2 ani. De 3 ori în 2 ani. Da. Ceea ce nu mi se pare o rată prea mare. Cred că l-a confundat. Acum, sigur, să mergem la faza pe care o incriminează în minutul 65. Acolo s-ar putea să aibă dreptate. Păi, e posibil, da. Este posibil. Eu nu spun asta, dar... Cerusei se spune de câte ori au fost arbitrat cei AFCSB de Călin. Aici el ratează. Venea și dădea gol. E adevărat. Ce am făcut? Deci că el i-a luat fața aici adversarului, iar adversarul, înainte să lovească, ce a făcut Tănase la fața asta? Nimic. Absolut nimic. I-a luat fața adversarului. N-a căzut. A ajuns puțin înaintea adversarului la fața asta. Zici că mi-a rupt piciorul, sau cum ați spus? Mi-a rupt piciorul. Da, pentru că a apucat să șuteze în piciorul lui, cumva, în genunchi. Da, 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 da. Noroc că a fost din lateral, pentru că altfel era... Da, și dacă proteja, dacă intra puțin în, în Tănase și proteja și lua ușor fața, el a crezut că Tănase nu va ajunge să... Tănase prin asta... Prin asta reușește multe lucuri. Să ia față, fie cu o fracțiune secundă mai rapidă. Cine era? Buena acolo. Moruțan, cred că ajunsese la finalizare singur cu porta la fază asta. Bun. Mai e o întrebare. Dacă nu cumva Buena avea mingea sub control și atunci Tănase... Nu avea. Păi cum s-a ieșit? Nu avea deloc sub control. Că era fața lui. Față. Păi ce să mai aibă sub mingea. Control? Îi luase fața Tănase. Ce sub control? Dar după cum văd aici, Tănase este mai rapid, se interpune între el și minge exact fără să-l favoreze. Este cineva în fața ta la stop, în fața ta în trafic, pune o frână. Și tu te duci și intri în el. Când n-ai mai văzut că ți-a luat... În căutarea mingii. Da. A treia chestiune de discutat, deci aici, din punctul nostru de vedere, sigur, Ion Crăciunescu ar trebui să ne spună, în mod normal era ori penalti, pare că este în careu, ori la jocul să continue, dacă Tănase n-a căzut. Exact. Continua faza. Faza continuată, Tănase ratează. Analogia lui este foarte bună cu analogia automobilistică. Deci responsabil este cel care nu mai poate să frâneze din spate, nu cel care a vrut. Dar a luat fața, cum el a vrut să degajeze. Da? Ok, n-ai dat faul, că n-a căzut adversarul. Da. Continuă faza. După care, a treia problemă, dacă va avea de suferit Tănase după aceste declarații. Atenție, Tănase este un om foarte important în condiție slăbirii atacului profesorului și Ilie Dumitrescu, randamentului atacului celor de la FCSB. El s-a întrebat retoric cine face aceste delegări, cine trimite acești arbitri, ca să ne toace, să ne facă praf. N-a spus cuvintele astea, dar asta s-a înțeles. Nu știu dacă asta îl va costa, adică dacă o anumită comisie de disciplină se autosezizează pentru declarații și le consideră inflamante pentru cei care oficiază meciurile FCSB-ului sau în general, adică ale irreverențioase față de un arbitru,
Nu știu dacă ar putea să aibă de suferit. A spus, ne-am săturat de asemenea arbitraje, nu mai putem juca cu asemenea arbitraje. El nu a folosit un limbaj licențios. Nu. Nici vorbă. Dar nu e vorba despre asta, că poți să... N-a spus absolut nimic. Poți să-i atași pe arbitri. Cum n-a spus absolut nimic? A spus că este complet nemulțumit și că aceste arbitraje, cu alte cuvinte, sunt foarte proaste. E nemulțumit de faza asta, de 65. În principiu, n-ai voie să comenteze. Nu, el spune că de mult îi toacă. Vorbește despre trei arbitri care avea ceva cu... La modul general, el are perfectă dreptate. Numai că în cazul în speță, adică astăzi, nu mi se pare că FCSB-ul ar fi pierdut două puncte pe mâna arbitrului, Iulian Călin. Și cei de la Sepsi erau nemulțumiți. Dar atenție, noi uităm de faza minutul 40 în prima repriză. Putem să mai vedem o dată. Acolo, domnul Brian Nouvier, francez de origine, are o intervenție care putea să fie sancționată, după părerea mea, cu cartonaș roșu, așa cum îl știu pe Ion Crăciunescu. Nu că judecă fazele, așa cum am văzut de-a lungul timp, măcar așa în timp am mai... Așa ceva este o talpă destul de greu de tolerat. Aici, în condiții în care... Aici dacă era VAR, era roșu, dacă exista VAR, putea să-i spunea, vezi că... Ori poate să vezi că, faza și există și posibilitatea să elimini jucătorul la față. Ori poate că meciul arăta altfel. Cu ideea, știi cum e, apropo de ce spunea Tănase, adică trebuie să luăm în oglindă arbitrajelor celor trei, că sunt trei nume care le-a spus Bărsan, Cojocaru și mai cine era, și Iulian Călin, și Iulian Călin cu contracandidatele. Adică cam asta, fapt, ăsta e mesajul. Luați colegi cum arbitrează în cele, pe cele două echipe care sunt cu noi în luptă. Colegii l-au contactat pe Ion Crăciunescu, care spune că, într-adevăr, cel de la Sepsi faultează în faza cu Tănase. Deci și continuă, trebuie deci să continuă faza. Bun, n-a căzut Tănase. Am înțeles și noi, totuși, din fericire, faza. Cum? Zic, am înțeles-o și noi. Domnul Crăciunescu e autoritatea, așa cum sunt și alți arbitri, dar pentru noi este aici autoritatea. Dar eu nu încercam să fiu ironic, chiar mă bucuram că am înțeles cu faza. După bunul simț. Acum la cea de roșu nu l-am Moruțan era singur cu poarta goală. Dar mă rog, asta e, așa a văzut arbitru. O să vedem ce va întâmpla cu Tănase, că el poate să aibă toată dreptatea de pe lume. Nu ai voie să ai ataci după tot ceea ce am văzut în fotbal ăsta, în felul ăsta pe arbitru. N-a atacat cu nimic. Tu vorbești serios? Realitatea din teren. A spus realitatea din teren. Dacă comisiile, pe cine face analiza, nu trebuie să vadă și chestiile astea. Da, dar tu nu ai voie să